Salut și bine v-am găsit la un nou episod. De când am mai pornit camera, am zis că acum chiar trebuie să fac asta. Suntem în drum către Transalpina și după la evenimentul mult așteptat, mergem la Ride the Vibe. De data aceasta o să stăm acolo 2 zile. Ne-am luat cazare. Sunt cu Mihai, dar el e în spate. Nici nu avem Waze-ul pus, dar cred că o să găsim noi. Am schimbat lanțul la motocicletă și caucicul pe față. E și ea pregătită de plimbarea asta. Abia așteptam să mergem la eveniment. Unii băieți din grup au zis că nici n-au dormit. Merge atât de frumos motocicleta acum. E o plăcere să mă plimb cu ea. Și chiar sunt nerăbdător să mergem și pe Transalpina, pentru că n-am fost niciodată și cred că e super acolo. Să ne dăm puțin pe curbe, să facem și niște content cum sunteți voi obișnuiți. Thank you.
Oh, my God.
Este a treia zi de Ride the Vibe. Am venit și acum dimineața, am plecat de la cazare, dar se pare că încerc să mai strângă pe aici. M-am plimbat. Acum ne pregătim să plecăm spre casă. Vom mai las niște imagini și de pe drum. Vorbeam singur. Faci vlog? Da. Și chiar m-am distrat, o să venim și la anul. E foarte mișto locația asta, mai ales că avem umbră, avem și râul acela unde ne-am mai răcorit puțin. Ai venit și la anul, nu? Mai venim. Hai să mai mergem să mai bem niște apă din râul ăla.